Iată că am revenit să văd ce se mai întâmplă la Reghin, în orașul Viorilor și e, sunt peste 50 de ani de școală de muzică. E, Diana Stoica este lângă mine, este profesoară de viară, este și inspectoare, e, nu este directoare, a fost directoare. Important este că Diana se ocupă de copii, de e, viitorii violoniști și ne poate spune câteva cuvinte ce se întâmplă la această oră, în această școală. Știu că există secție de pian și de vioară, nu? Da. Mai există și altceva, Diana? Mai avem uh, instrumente, chitară, flaută, se mai studiază la noi, începând cu clasele mai mari și violoncelul, și avem secția de arte plastice. A, ah, da, și arte plastice, iată, da. chiar în spate, acolo sunt, uh, da, da, plastică și muzică. Uh, spune te rog, uh, mai vin copii... Sunt, mai sunt copii dornici să învețe un instrument muzical în aceste vremuri? Ne bucurăm, sunt copii, sunt părinți care uh, și-aduc copiii la noi la școala de muzică, dornici să aibă o educație uh, în muzică, uh, încep să conștientizeze faptul că este foarte important studiul unui instrument și că pe viitor îi va ajuta și dacă ei nu ajung să facă performanță din muzică. Da, spui bine cu viitorul. Eu am un exemplu chiar la mine acasă, îl spun pe scurt, ca să asculte și toți copiii. Fica mea a făcut flaut până între -a 8-9, -a, n-a -a mai vrut să meargă mai departe la liceu, m-a întrebat, trebuie să studiez? Zic da, vreo 3 ore pe zi, cam 3 oh, nu. După ce a terminat liceul, Alt liceu a zis, de ce n-a insistat tată, zice, ce bine era să știu eu un instrument la această oră. În fond, la instrumentul a poți cânta și în Japonia, fără să cunoști limba japoneză, nu? Așa este, așa <laughs> este. Copiii, este adevărat, vin, vin aduși de părinți. studiu este problema, este greu, este greu și necesită mult studiu un instrument, greu. dar le place, ajungă să le placă în momentul care sunt pe scenă. Eu așa, da, așa așa spun da, da. Când sunt pe scenă, le da, place da. 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 Și, asta, și asta sunt ornici, da. da, să continue da. da, asta este bine și oricum este un limbaj universal Mă repet, ori în tombuct, ori nu știu ce insule poți cânta așa Dacă este. ai un instrument și ești un instrumentist bun Care sunt problemele aici la școală? Cred că nu aveți profesori chiar în orice domeniu, să zic eu, sector de instrumente da. Acum nu numai la noi, la, la artă, la muzică este adevărat că am avea nevoie de profesori calificați mai, 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 mulți, pentru, dar în rest Cred că cu treaba merge. De suflet, nu? Da, da avem de o plâng. problemă cu, cu, la instrumentele de suflat, mm -hmm. puțini profesori puțin profesorii și la regini nu vin. <laughs> Nu bine, rămân în Burești, rămân în Cluj, nu, dar -are are multe, da. Cu toate că un instrument de suflat este, după mine, foarte frumos. Poate da. să fie excelent. Foarte, frumos, da. Da, Și da, e excelent. nevoie în orchestre, nu? De exemplu, de pianist cu pianist e o problemă, pentru că săracii viitorul lor nu prea este așa de roz, de să zic, nu? Concertist, <laughs> singura. Da. sau profesor. sau, da. sau profesor sau cu repetitor? nu da. prea sunt variante în orchestre, nu? pe când nu? Da, așa este. În schimb, instrumentele cu coarde, instrumentele de suflată, au mai multe <laughs> oportunități. Aveți copii care au mers. Mai departe și au ajuns și la conservator. mă rog, mai nouă, Academie. Da, 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 sunt. Și acum, în acest an școlar, avem uh, copii care vor continua la Liceul de Artă din Târgu Mureș, elevii clasei a 8-a și ne bucurăm că am reușit mm -hmm. să le insuflăm uh, dragostea, dragostea pentru mu muzică și că ei doresc să continue pe această... Parte. spune te <laughs> rog, cum stați cu muzica de cameră? Eu foarte mult am iubit muzica de cameră. Acolo copiii învață să cânte împreună, să se cunoască, să iubească colectivul, să simtă împreună, nu? Este adevărat, noi nu avem formații de muzică de cameră. Am mai lucrat în duete cu acompaniament de pian sau trio. Da, în limita exista, posibilității. Da, da, da. Nici da, Orchestră, nu? avem orchestră de orchestra, muzică clasică, da. da, există orchestra de muzică, dar doar de, de cord, coarde. Mm -hmm. De coarde. Eh, e, bine și bine așa. sau și percuție mm -hmm. și avem orchestră de, de coarde. Deci parte. iată că da. există și orchestra, aveți și coruri cumva? Da. Asta e. Da, elevii care studiază pianul mm -hmm. uh, frecventează uh, disciplina cor și sunt, sunt rezultate frumoase. Da. Diana este și o pasionată a muzicii populare, muzică populară de calitate. Diana, ai și o formație de muzică populară. Am impresia că i-ai băgat pe copii, nu? Pe da. da. <laughs> La noi în școală există, da, o orchestră de muzică populară, Mugurelul se numește, da. care participă la diferite activități pe plan local. Am participat și la olimpiada de, de instrumente populare. Copiii iubesc muzica populară și vin vin cu drag, vin cu drag și mă bucur că uh, reușesc să să-i învăț ce înseamnă muzica populară autentică. Authentică. De Asta da. e mare lucru să știi, și este foarte important. Și cred că de asta le și place. <gajos> da, noi nu vom asculta decât și am ascultat uh, copii soliști. Altădată vom face o emisiune despre coruri, despre orchestre, despre ansamblu, nu? Da, da, da. da, da. da. Cu A cea mai mare, <gajos> <Cu> cea mare <gajos> plăcere, da. Zis, da, da. A zis, cu cea mai mare plăcere, înseamnă că mai putem veni. Eu îți mulțumesc, Diana, și. Sper să ne reîntâlnim, nu numai aici, ci și pe alte scene muzicale. Noi muncim pentru a ajunge cât mai departe, să, să sperăm că vom și reuși. Copiii da. sunt harnici și ne bucurăm de, de strădania da. lor. Și eu mă bucur că mai există copii care doresc să facă și altceva decât să se uite la televizor, la ca să nu continui cu da. altele. Mulțumesc, Diana! Și noi vă mulțumim!